fost alocate 236 de bilete în următoarele stațiuni: 1 Mai, Amara, Buzia, Șcăciulata, Călimănești, Covasna, Eforie Nord, Felix, Govora, Herculane, Lacusărat, Mangalia, Moneasa, Olănești, Pucioasa, Saturn, Sovata, Techirghiol, Tușnad și Vatra Dornei. În sesiunea anterioară au rămas locuri libere în următoarele stațiuni: Sinaia, Sovata, Herculane, Călimănești, Amara, Buzia, Giurgiu, Govora, Lacusărat, Pucioasa și Vatra Dornei. Nu toți pensionarii își permit să meargă în stațiune pentru a se trata din motive financiare, iar unora nu le plac condițiile și mâncarea. Nu pot să mănânce de ei acolo. Nu mănânc din astea pește congelat dacă îmi dă, sau pateuri de fica, salamuri de astea, nu mănânc. Pui din astea că e morți, nu mănânc. Găia care la creșcătură, credeți că îi aruncă? Îi băgă acolo la grămadă. Și nu mănânc, mai bine mănânc, v-am spus, mai bine mănânc cu o ceapă, decât și cu mămăligă, decât cu mănânc din rea. Mănânc carne de așa, dar cumpăr eu, să văd eu cum tăiat-o eu, și atunci mănânc cu plăcere. Nu, n-a reușit anul acesta, motive financiare, și acum am avut un accident, o coastă fracturată. Mi-ar fi părut bine, m-ar fi onorat oferta dumneavoastră. Îmi pare rău, poate apar altele și pot să mă duc să mă tratez. Pe la Covasna, că sunt cardiac, deci bolnav cronic, la Covasna aș dori. Am făcut cerere, dar însă nu mi s-a dat. Cauza nu știu în ce cauză, n-a venit rândul, nu s-o fi ajuns și n-a mai fost. Biletele se vor elibera în zilele de 31 octombrie, 1, 2, 3 și 7 noiembrie 2011, iar în data de 8 noiembrie 2011 se vor elibera biletele nevalorificate. Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul pensiei. Titularul este singurul care poate ridica biletul doar pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna octombrie 2011.